Bună seara, stimați telespectatori, stimați iubitori ai fotbalului din Satul Mare și din jurul Sărmarului. Ne reîntâlnim la obișnuită emisiune sportivă de luni seara, o emisiune difuzată de Informația TV. Emisiunea din această seară este dedicată fotbalului, având în vedere că tocmai a început sezonul în Liga 3 la fotbal, iar echipa sărmăreană care participă la acest campionat a debutat sau a început sezonul cu dreptul, o victorie concludentă în fața echipei Luceafărul din Oradea. Drept urmare, la emisiunea din această seară avem mai mulți invitați, toți reprezentând Clubul Sportiv Municipal, secția de fotbal. Am să vi-i prezint pe rând și să-i salut, îi salut întâi pe toți. Tibi Cic, bine ai venit la noi, ai revenit în emisiunea. Vă mulțumesc pentru invitație. Așa, mulțumim. Antrenorul principal al formației sărmărene, cum bine știți, alături de Tibi este Levente Paul, secundul lui. Bună seara. Levi, bine ai venit. Mulțumim de invitație. Așa, în dreapta lui Levi este Gabi Cădar. Atacant, mijlocaș, ne spui tu pe ce postură ai mai jucat, portar ai fost, nu știu, așa, al formației sărmărene, autor a unei pase de gol, unui gol și, nu în ultimul rând, îl prezint pe Răzvan Prodan, cred că e debutant în studioul acesta, nu ai mai fost niciodată, în schimb a mai fost altcineva, am văzut pe imagini. Tatăl tău, bine ai venit, Răzvane, în studiul noastră, bine ai venit, revenit la Satul Mare și la echipa de fotbal sărmăreană. Mulțumesc. Așadar, după ce v-am prezentat invitații, avem ora la dispoziție să discutăm despre fotbal, despre echipa Clubului Sportiv Municipal și dacă am început cu Tibi Cic, tot cu el o să îi dau lui prima dată cuvântul. O dată vă felicit pe toți pentru startul bun, pentru jocul bun. Sigur, v-am avut în vedere și și a trebuit avut în vedere și faptul că ați întâlnit o echipă formată mai mult din cadeți și juniori, dar oricum felicitări pentru jocul bun, pentru prospețimea din joc și pentru victoria. Tibi? Mulțumim frumos. În primul rând trebuie să felicitați pe băieți. Ei sunt când câștigăm și mai puțin noi, antrenorii, când suntem la o pare. Dar ei sunt în primordial care sunt actorii principali. Noi cu ce putem ajutăm, le coordonăm, îi ajutăm, îi organizăm și ne bucurăm foarte mult alături de rezultatele momentul de față cele de sâmbătă și sperăm și până la sfârșitul campionatului. Da, să legați această victorie de un alt rezultat bun în meciurile viitoare, dar să spun că ați susținut în perioada de premergătoare, în perioada de iarnă. Nici acum n-am scăpat total de iarnă. Ați fost mai multe meciuri, 11, i-am numărat 10, dar de fapt a fost 11. 12 a fost în care ați avut jocuri bune, sigur, da. Și rezultate bune. Sigur, contează mai puțin rezultatele în meciurile de pregătire, poate pentru psihic. Dar ați avut o suită de jocuri? Da, cam fiecare săptămână am avut două meciuri. Miercuri, sâmbătă, în afara când am început, să zic așa, am intrat într-un ciclu normal de pregătire, înainte de începere campionatului, în rest, fiecare săptămână două meciuri. Odată, la un sfârșit de săptămână, am jucat când a fost gheață pe Dinamo, când a fost patinar, dar în rest am respectat cu sritețea de programul. A contat faptul, te întreb pe tine, Levi, a contat faptul că v-ați pregătit pe sintetic, ați avut la îndemână și n-a trebuit să mergeți și o să jucați meciurile amicale la Cluj, în Ungaria, știu unde, la Oradea sau unde v-ați mai jucat în anii trecut. Foarte mult ne ajută terenul sintetic, mai ales pe perioada asta grea și putem să ne folosim. În apropierea noastră, în celelalte județe, nu prea este. De asta și a fost așa aglomerat. Dar, totuși, sinteticul diferă de terenul normal. De aia și jucat ultimele două meciuri, mi se pare. De asta am și mutat meciurile la pe iarbă. Deși jucătorii au simțit un pic de oboseală după ce au urcat pe iarbă. Da, dar faptul că v-ați pregătit pe un teren de dimensiuni quasi normale, să zicem. A fost perfect. Asta v-a ajutat, nu? Foarte mult, foarte mult. Și cantonamentul, chiar că pregătirea a fost puțin cam lungă, dar n-avem ce face. Asta e pregătirea. Trebuie să se vadă acum în... Să sperăm să se vede. Se vede și pe jucători că sunt proaspăți, aleargă destul de bine. Mai sunt unele greșeli. Am întâlnit o echipă puțin mai modestă, dar totuși
Jocul în sine a fost legat și am avut foarte multe ocazii. Cursiv, așa, chiar dacă până... Important că am avut foarte multe ocazii, am dus mingea foarte bine până în careu, că s-a arătat, am fost concentrat la maxim. Sperăm că meciul următor o să redresăm problema asta. Urmează câteva meciuri grele și o perioadă după care se joacă, după ce se termină această fază, se joacă într-un, mă rog, noi, dat fiind situații de clasament, într-un, cum îi spun? Play-out. Așa, da. Vom reveni asupra sistemului competițional. Gabi, sar peste tine și îl salut pe, pe Răzvan Prodan. Răzvan, sigur, revii la Satu Mare, ai mai fost, cum te-ai simțit pentru prima dată într-un joc oficial pe terenul care poartă numele, pe stadionul care poartă numele tatălui tău? Un sentiment frumos că am reușit să debutez și cu dreptul, am reușit să câștigăm. Sper să o ținem tot așa și să ne îndeplinim obiectivul pe anul ăsta. Ce te-a determinat să vii să joci la CSM Satu Mare? Sigur, nu mai e Olimpia. Lidia a jucat la Olimpia, așa a fost conjunctura. Atunci aia era echipa fanionă a județului, a Satu Marelui, azi avem altă echipă. Dar ce te-a determinat să faci pasul sau spre CSM Satu Mare? Păi m-au convins domnii antrenori să vin. Au spus că au nevoie de mine și că aici e locul meu. Până la urmă sper să se adeverească. Simți? Te simți acasă la Satu Mare? Sau tu ai copilărit? Ai, că știu, copilărie, ai mai venit aici la bunici? În copilărie, da, tot veneam în vacanțe. Simți ceva pentru Satu Mare? Normal. Da. Sperăm să ne dovedești în continuare prin joc și prin rezultate și într-o carieră frumoasă. Câți ani ai tu? 22. 22. Așa, tânăr. Așa. Despre evoluția ta și parcursul tău o să mai revenim și acum îl felicit pentru, pe Gabi, pentru jocul bun, pentru alura pe care o are, pentru pofta de joc și ceva altceva și la tine, altă prospețime, altă, nu știu, acum nu vreau eu să vă felicit, nici să vă, eu, până la urmă, un singur joc, dar cum a fost meciul de sâmbătă? Începutul a fost puțin greu până am simțit ritmul meciului oficial. Ne-am dat drumul mai greuț un pic la început, dar s-a văzut că am dominat de la început până la sfârșit. Nu cred că s-a pus problema rezultatului sau... Ai dat o pasă, două pasă de gol? O pasă de gol, la primul gol marcat de, da, primul gol, de Zamfir. Da. Unde te simți mai bine? În teren. Evident, când ești în teren, unde te simți mai bine? Care... Îmi place foarte mult și în bandă dreaptă și în spatele atacantului. Îmi amintesc în urmă cu ani, cu 6-7 ani, când ai început, erai junior încă sau la Olimpia, da? Acum am 28 de ani. Veneai din dreapta și pe stângul ai dat două goluri. Da. O poziție care îmi place, să intru în interior cu piciorul stâng și să finalizez. Sper să-mi iasă de cât mai multe ori și să ajut echipa. Eu mi-am amintesc că de pe vremea aceea scrisesem ceva de tine, că trebuia să joci, poate nu-ți amintești, nu are importanță, că ar trebui să joci din start, mă rog, am în vedere că din alergare, știu că ai dat niște goluri frumoase, nu vreau să te laud foarte tare, dar asta trebuie să-mi consemnez și mi s-a spus mereu că nu ai suflu pentru 90 de minute. Asta era motivația pentru care nu erai... Asta depinde de domnii antrenori. Așa, întreb. Și în primul rând depinde și de mine, de pregătirea mea la momentul respectiv și decizia antrenorilor. Dacă... Da, cum și când și cât te exact. Folosesc. Da, pentru că în toamnă ai mai stat și acum ai stat pe bancă. Da, și în campionatul trecut. Da. Și acum în toamnă nu a fost supărare, am fost conștient de problemele pe care le-am avut și... Sperăm să, pe viitor, să nu... Privim cu încredere spre viitor. Exact. Revin la domnii antrenori. Voi sunteți un cuplu, mă refer la fotbal, să nu ne înțeleagă așa. Trăiesc cu piciorul. Trăiesc cu piciorul. Și la trăiesc cu piciorul. Și acolo. De mai mulți ani lucrați împreună, nu? Da. De când, să zicem așa, 2010 Olimpia. De 2010. De atunci.
2010 tot voi ați fost la revenirea în... Nu, la echipa mare a fost Lulu Drăgomir, am mai ajutat și eu, am mai colaborat de la el. Reveni, din județ în Liga 3? Da, din județ împreună, așa. Din județ împreună am urcat. Da. Tibie, aveți un lot numeros, așa, mie mi se pare că oricum mai mulți, cât sunt? 28, 30? 25. 25. Dar sunt 8, chiar 9 juniori. Care e un lucru bun? Inclusiv portar, fundaș, mijlocaș. Eu zic că lotul e echilibrat, din toate punctele de vedere. Acum, din păcate, am și probleme de sănătate, chiar un mai grav sau, în paranteză, grav, chiar astăzi, sau ieri am primit un diagnostic cu, da, cu Nechi Marcare. Da, nu ne-a jucat în sezonul ăsta, nici în pregătiri, parcă a jucat la început, da. Din păcate, trebuie să se oprească până ce se vindecă. Și accidentări mărunte, de uitați. Și acum, sâmbătă, am fost la fix, la lot. Deci, degeaba am fost, să zicem, pe 25, cât am trebuit, atât am fost. Dar e ok, pentru că în orice moment, chiar am vorbit chiar și astăzi, e nevoie de fiecare dintre ei. Și pe parcurs să aibă fiecare de suferit. Pe teren, nu mai pe afară. Afară mai mult suferim noi pe teren. Am suferit destul și în timpul pregătirilor, dar o să fie mai ușor pe teren, sper, la meciurile oficiale. Când spui suferință, la ce te referi? La faptul că ați tras din greu, i-ați solicitat, ați avut? Ușor. Nu e ușor. Pregătirea de era în general nu prea ușor, dar, cum a zis și Levi, foarte mult ne-a ajutat terenul artificial. N-am mai fost numai alergări la Monotone, numai ture. Sau un teren de dimensiuni reduse de sală, da. De fotbal, unde nu poți să exersezi. Mai folosesc și de ăla, da. Nu te ajută prea mult. Poți să pregătești tactic sau știu cum un joc, da. Dacă o așezare... Și jucătorii nu simt terenul, tot timpul sunt obișnuiți cu teren redus. Dacă e terenul mare, altfel. Altfel te miști, altfel te orientezi. Păi, au fost echipe care cu 2-3 săptămâni de a începe campionatul au urcat pe teren. Și teren înghețat, denivelat, na. Eu zic că foarte mult. O să se vadă, zic, pe parcurs o să se vadă foarte mult. Și ne-am folosit la maximum de această oportunitate. Felicitări pe această cale a abilităților și să facă tot mai multe. Da. Să realizeze. Ar fi foarte bine. Și în județ. Da, și nocturnă. Ce să mă... Da, foarte, asta mai puțin o să vă folosească în... Poate ea, vara. Vara, da, nu, în sens în competițiile oficiale, la nivelul oficial. Nu se joacă nocturnă. Dar ați adus în lot în perioada asta precompetițională 3-4 jucători la echipă din județ. Credeți că poți face față sau pasul spre... Păi chiar doi inși au jucat. Au demonstrat, da, că pot face față. Da. Pot face față. Da. Chiar dacă nu de la început, pe parcurs, poate se intre. Cunosc, nu știu, poate au junioratul făcut undeva, da, la LPS sau la... S-au ridicat la nivel, suntem mulțumiți de ei. Da. Avem încredere ei. Chiar au dus un plus la echipă. Dar avem câțiva jucători în lot. Eu zic că avem, pentru că mă simt Săd Marian și mă identific și cu această echipă. Care nu sunt Săd Marian, cum să zic, în... Este portarul, este pe câtă vreme Iulie. Păi portarul și Jean-Fier, mi se pare. Doi ani. Ei doi. Numai ei doi? Ei doi. Da? Nu mai sunt altă dată. Erau trei sferturi, erau la... Nu mai știu la care hotel, să nu-mi dau numele, să fac reclamă, da. Bun, cum sunt alte pretențiile de la treia? Da. Nu mai avem pe... sau au solit? Iar asta am vrut să zic că e foarte greu în Liga 3 să faci numai din jucători sătmăreni sau locali, fiindcă nu găsești ceea ce dorești sau de ceea ce ai nevoie. De asta trebuie apelat și la sigur, eu nu plătesc pentru sau automat. Bine, dacă joci la Moftin sau știu unde poți să-i faci, nici acolo că nu ai 22 de jucători. E situație că nu ai, știu eu, portar, n-ai fundea stânga, n-ai mijlocaș, știu eu. Și aduci pe de aici din împrejurim. Deci nu e că sunt, nici nu sunt mulți, doi, uite, că nu m-am gândit. Nici măcar cei din care nu mai sunt aici, așa. Bart, mi se pare. Ăsta n-a jucat, nici n-a fost pe... Bart, Baior. Accidentat și eu. Da. Sau indisponibil, nu e accidentat. Dar, vedeți, de vorba de Anca și de Zanfir. Amândoi sunt oameni de bază. Oameni de bază. Anca a fost adus în momentul când am avut probleme mari. Acum vorbim de Cădar Alex, care, eu zic, anul trecut, în prima oară, a dat satisfacție maximă.
de-aia și domnul Zoli era antrenor, s-a gândit să continue cu el. A avut o scădere de formă, nici echipa nu prea l-a ajutat și ca să, cum să zic, să avem o siguranță mai mult în spate, a dus pe Anca Iulian, pe care l-am cunoscut. Și, da, da, și el a fost chiar, cum i s-a desfințat, nu știu ce echipă, Constanța, cu Unirea, parcă, și a devenit liber. Și s-au mișcat repede oamenii, prieteni buni cu Zamfir, și acolo am avut ceva problemă la atacanți, mai puțin, mai cu lipsă de încredere. Amândoi au fost și sunt jucători de bază foarte importanți. Și ne folosim de ei la maximum. Până în vară, după aia vedem. Pe Răzvan, cum îl considerăm? Silvărean? Jumate-jumate. 50-50. Sunt doi, că sigur, da, amândoi părinții tăi sunt sădăreni. Corect. Și la urmă, da, dar ai copilărit unde? La București. La București. Acolo ești început la Atletico Madrid sau acum Atletico? La GVD. La Atletico am fost ultima dată. Ultima dată, nu-mi amintesc exact parcursul tău și ai avut ceva probleme de sănătate, te-ai confruntat la... Da, au fost anumite probleme de sănătate, dar din fericire s-au rezolvat. Totul e în regulă acum. Totul e în regulă. Pe Rania mai mergi? Mai joci? Normal. Da? Ai fost la inaugurare? Da, da. Îmi duc aminte. Îți amintești, îți amintești. Când am fost vreo niște poze aici, ales. Și cu tatăl tău, ce... Da, nu vreau să te întreb, nu vreau să trecem pe partea așa mai tristă, dar a fost un fotbalist care iar merita să te pleci în fața lui. Atât pentru Satul Mare, cât și pentru echipa națională a României. Te mai întâlnești cu foștii lui colegi și mai așa, care va mai țineți legătura? Mai ținem legătura cu câțiva. Cu Gâlcă, cu Răducioiu, Popescu, cam ăștia sunt Ilie Dumitru, Adrian Ilie. Adrian Ilie, da. Tu ai jucat acum fost de fundaș central, fundaș la marcaș, tot timpul ai fost pe pasa sau la calitățile tale fizice, cam asta. Să zicem, un alt. Am început atacant. Atacant, da. Da. Pe parcurs am zis că... Ei, la basket erai bun, de pivot. Să poate a greșit sportul. Și cum ți-a venit ideea? Sau cui? Asta poate ne ajutați voi, domnilor antrenori, sau să te orientezi spre ce se lăsatul mare? Păi a contat și mult faptul că mă simt ca acasă aici. Și consider că asta mă ajută să evoluez mai bine decât să mă duc în alte orașe unde sunt cumva străin, să dureze puțin până să mă acomodez. La Timișoara. Da. La Timișoara. Din păcate nu a fost ce am așteptat eu. Dar să sperăm că de aici încolo va fi din ce în ce mai bine. Îți dorim succes și să stai cât mai mult, adică mai mult și să crești cu Olimpia. Am vrut să zic Olimpia, dar tot Olimpiana este loc. Câte vreme vor juca pe acel stadion, așa va rămâne și în subconștientul nostru. Asta nu schimbă, nu putem să schimbă. Da, dorim o carieră bună, poate țiu că-ți dorești să mergi oricât mai mult, ești tânăr, ai viitor în față, dar în sensul o carieră și un loc sub soare mai undeva, unde să nu, cu litera C, să mergem la B, mai sus, ne oprim aici, că mai departe nu se poate. Deocamdată, da, mă refer la divizia B, nu la altceva. Mă rog, fosta divizie B sau cum îi spuneți, voi ați jucat amândoi, ați jucat și la divizia A. Gabi, tu ți-i amintești ca jucător pe domn? Nu? Eram prea mic. Asta înseamnă că suntem bătrâni. Ce să mai întrebăm pe Răzvan? Acum se uită pe YouTube, dacă vă, dar nu mai le interesează. Bun, da, permiteți, eu sunt, da. Eu mi-am amintesc, eu sunt da, mai mare, tu... mai mare, mai bătrân decât voi, mi-am amintesc. Ne-ai criticat destul. E un reproș? Nu. A fost așa de... Nu. Nu cer să fac, eu întreabă și pe Gabi l-am criticat dacă am avut ce să fac. Deci, vorbind acum serios, nu pot să scriu când momentul, când rezultatele nu te ajută. Corect. Când jocul este, asta, când vezi că ceva nu merge, nu merge, când poți să... Oricât de sădmărean, oricât de patriot din acest așa sunt și țin la orașul meu și la echipa de fotbal. Dar asta mi s-a întâmplat întotdeauna. De când am intrat în această casă. Dar nu de mine e vorba aici, ci de voi. Voi cum priviți critica? Tibi, și cu tine. Eu iau ca atare. Trebuie să coordonez și când te laudă.
Și vezi când, ce zic oamenii, când e nasol, adică nasol, când nu merg lucrurile cum ar trebui. Asta ascuns pe toată lumea, să vezi și după aia, vorba aia, dar suntem 2-3 și ca să mai discutăm, să vedem ce și cum. Nu poți să iei decizii nici la bine, nici la rău singur. Trebuie găsite soluțiile cele mai bune. Cu cine să te consulți? Aveți sprijinul și conducerii clubului? Da, în totalitate. Da. Jucătorii sunt ok? Contracte? Totul este... Atmosferă bună? Foarte bună. Da. Chiar este o atmosferă schimbată. Da, eu foarte mult când ai un tonus și altfel vii la preantrenamente, pleci de la antrenamente la joc. Ce urmează? E un star bun, foarte bine. Sigur că aici plătim tribut, poziția în clasament, dar nu s-a schimbat prea mult. A fost un meci care obligat nu trebuia să câștigi, până la urmă, pentru că na, sunt și în ce situație sunt. Dar, totuși, în paranteză, o să fiu foarte curios și cu celelalte echipe, cum se vor descurca cu... Pentru că ați văzut, numai în apărare au stat. Numai trei linii, cam greu să au descurcat ca și mijlocași. Dacă am numărat vreo 3-4 ieșiri așa, minge aruncate, dar nu... Într-un fel, dat-o colegul nostru de la Oradea l-a organizat, mai ales la fazele fixe, la... în apărare, desigur, au jucat la cât au putut, la, cât au putut. Au încercat să scoată maximum ce au până unul mei. Chiar astăzi am vorbit cu băieții, o să aibă anumite echipe probleme cu Luceafărul. Dar am trecut, noi am acum două meciuri din tur-retur. Care comunează cu Lotus Felix. Lotus Felix, care au pretenția să intre în primele patru. În primele patru, da. Da. Și după aia avem direct meci cu Șomcuta, care acum suntem în același punctaj, dar o să vină la noi ultima etapă. Neapărat trebuie să-i batem. Deci ăla va fi cel mai important din tur-retur. După aia o să vină play-out-ul și atunci fiecare meci va fi foarte important. Și mai important. Se joacă, se joacă ca la nivel de divizia B la Liga 2 sau fiecare cu fiecare tur-retur? Da, tur-retur. Deci mai urmează 10 meciuri. La Liga 2 ați văzut că se joacă 7 echipe în play-out. Chiar că nu știu Liga 2. Liga 2 împărțită și o echipă stă în fiecare etapă și joacă în două meci. Doar turul se joacă. Deci se întâlnesc numai? Nu. Doar tur. Doar tur, dar da, așa. Am citit astăzi așa. Sunt două grupe. Suntem puțin, mă jucă mai mult. E mai bine. E mai bine. Sunt 6 echipe și fiecare cu fiecare. Da. La nivel de contracte, îi aveți? Termină la sfârșitul acestui sezon sau mai sunt... Până la sfârșitul, dar... De chestiune de principiu, așa o discutat. În principiu, acum ne ocupă să terminăm cât mai sus în clasament sau în prima fază să scăpăm de grijă ale turnădării și după aia vorbim și de viitor. Să ne vedem puțin mai sus. Dar încă nu ne stă capul la prelungiri și la... Mai există... Bun, acum sunt o mulțime de tineri, chiar că nu e o problemă. Aveți și pentru ediția viitoare, cred că junior și cadeți, care se folosiți în teren. Da, sunt doi inși, e vorba de Baiodele și de Fedor Camișel. Amândoi sunt 2003 născuți, care și la anul poate să facă față la ca junior. Ceilalți o să cadă, nu să mai fie junior, să fie cadeți. Ați avut o colaborare cu LPS-ul, nu știu dacă mai există. Au venit câțiva de acolo la sfârșitul anului trecut sau imediat după promovare, din câte mi-am amintesc, este Ziman, Bart, mai spune, Pașca, Cădară. Cam toți au fost în grupa domnului profesor Sabou, grupa anul nașterii 2002, trupă destul de închegată, se cunosc între ei și portarul Cădărărescă făcea parte din respectiva generație. Ei acum sunt și titulari, cei doi, Bura cu Ziman. Borchem inaccidentat, dar și el, Pașca, la fel. Singurul care nu e în schemă e Dani Ilieș, Dani Portaru. El vine de la Căplin? Din Căplin, da. Și Toni? Toni senior. Senior. Gabi, tu lucrezi, așa e? Nu lucrez. Nu? Deci nu ai? Doar fotbal. Doar fotbal, da. Așa, deci nu ai și altă activitate. Nu știu ce am senzația. Vădan este polițist și tu nu ai înțeles că parcă așa are mesele. Chiar la început, când s-a format echipa, când era încă în Liga 4, atunci mai aveam un job pe lângă, dar cu timpul am renunțat.
Ești căsătorit? Aștept căsătorit, un copil, aștept un bebeluș. Știi și? Da, băiat. Bun. Foarte bine. Așteptăm momentul. Momentul fericit. Tu câți ani ai? 25? 28. 28? 28. Voi face în septembrie. La vârsta de pline maturități. Așa. Mai adem când să joci vreau? Cât se poate. Încă nu m-am gândit la așa ceva. Ai fost la Tășnad o vreme acolo, parcă erai totuși jocătorul, liderul echipei sau știu eu, nu știu dacă e bine. Am urmărit puțin meciurile la Tășnad. Acolo ce s-a mai întâmplat? Acum 2 ani, mi se pare, au renunțat și la Liga 3 din probleme financiare. Acum joc în Liga 4. Mai multe nu pot să vă spun despre ei. Bun, și tu n-ai putut mai sus sau așa ceva? Nu te-ai gândit să n-ai o ofertă sau nu? Nu știu de vreo ofertă pe parcursul... Anilor trecuți, nu știu, să fi fost mai mult decât atât. M-am simțit foarte bine atunci, în perioada aia la Tășnad. Acum am venit la Satu Mare, la CSM. Mă simt foarte bine și nici nu m-am gândit la așa ceva. Da, la 28 de ani, cine știe, mai e. S-au fost ceva spectatori în tribună. Ați jucat mult fără spectatori sau cu 20 de oameni care mai comentau, mai așa unii cu voce mai puternică. Mai țineți minte suporterul ăla care stătea în tribună, avea o voce baritonală. Da. Care a tot sunat statul stadionul, numai și cum îi spunea, era, voi poate nu știți, dar ei așa... Secul ceva. Relația voastră așa cu suporterii, sigur că nu mai este așa, nu sunt așa mulți. A fost un match care i-am simțit aproape de noi, poate și din cauza pandemiei care a trecut, da, evident, și nu au putut veni. I-am simțit alături de noi și chiar ne-au încurajat. Și să vină din ce în ce mai mulți. Exact. O să vină, dacă vin și rezultate. Satu Mare tot timpul așa a fost. Ce? E legat de rezultate. Dacă sunt și rezultate, este și... Da, atunci vine lumea cu plăcere. Adică altul nu e să vezi un joc crispat în care nu zice nimic, nici nu poți, nici pregătit, nici te chinui și alta e că mai un fel. Chiar și la nivelul acesta de Liga 3 se poate face spectacol. Și sunt convins că o să urmeze, știu, momente mai bune. Răzvane, vezi poza aceasta? Da. Da. Ce amintire ai legată de... Tu n-ai fost când a jucat el la Madrid, nu era născut. La Madrid nu eram născut. Nici la... La Rangers atunci m-am născut pe final, da? Până să plece. Da, acolo. Dar nu mi-aduc aminte de el jucat. Nu mai cum să-ți amintești că, știu, 2 ani a stat acolo. Da. Dar ai fost în zocurile acelea? Ai vizitat? În Scoția n-am fost, din păcate, dar am fost la Madrid. Ai fost la Madrid? Și pe stadionul mai țin minte de la Atletico ceva mai? N-am reușit. Am vrut să mă duc când a fost el la Real Madrid contra Atletico pe Vicente Calderon. Da. Mai greu să pătrunzi în... Păi eram și cu școala și cu antrenamentele și aia mai bine să stau acasă, că e mai important asta decât un meci. Da, dar sunt legi chestiuni care era sentimentale. Aici știi cu cine e adversarul ei? Ai văzut Batistuta. N-am apucat. E faza aia când primit Argentina 11 metri, așa e? Nu știu dacă e faza. Nu cred. Dar era în care o să nu. Mai țineți minte? Da. Țineți minte, dată la un om direct. Noi 100% ținem minte, nu știu ei, dar... Ei n-au nici gabe, n-are cum să... Ei au fi văzut el imaginile, dar nu... N-avea cum să vadă... Noi ținem minte, noi îmblam pe străzi atunci. A fost o mândrie. A fost ceva, nu știu, când o să mai atingem noi acele performanțe. Tibi, pe tine ne întreb că ați început cu doi oameni care de regulă erau titulari. De ce? Mă refer la Ervin și în toamnă. Și Șlascu. Pentru că suntem 25 în lot. Poate să joace numai 11. Nu e reproș. Dar Șlascu nici n-a intrat. Dar am vorbit cu fiecare și pregătit și după și acum tot vorbim cu ei. Încercăm să găsim o formulă ideală primii 11 și pe parcurs eu zic că Ervin a intrat foarte bine. A intrat foarte bine. Chiar a urunat jocul. Cumva
trebuie să și ei să înțeleagă, dar am zis să, și o să, mă, o să ne ținem de cuvânt. Fiecare o să aibă și are rolul lui. Că joacă 5 minute, că joacă 90, că nu joacă. Deci nu e important în vestiară Schwarzkopf, Giga, Cădar, Mureșan, ăștia cu, cu o experiență foarte mult contează. Deci tu numai pe teren, important și ce se întâmplă în afara terenului. Trebuie să facă și acolo cu ordine. Nu putem tot timpul să fim acolo cu noi antrenorii sau conducătorii ce se întâmplă în vestiar. Și foarte important și vestiarul cum, cum țin în mână. Normal, noi am vrea să joace toată lumea, mai ales ei. Dar este regula cu juniori, este regula cu cadeții. Unii mai buni, mai concurența, mai probleme de sănătate, mai... Și noi vedem într-un fel, ei altfel, fiecare are crezul lui. Noi, până ce avem rezultate, eu zic că e ok. Dar dacă muncul o să vină mai greu. Adică eu cred că greu, în sensul că meciul mai grele. Dar o să facem față și eu sunt foarte optimist că o să, o să fie ok. Bun, e bine că atmosfera, mă rog, este, s-a reușit grupul să-l uniți, că mie mi se părea în toamnă așa mai... o atmosferă mai... poate și rezultatele au contribuit mai apăsătoare, mai... așa, acum dacă e un tonus... Victoria asta contează, sunt 3 puncte, nu vreau să vorbim foarte mult de Luceafărul, că am bătut pe Luceafărul. Contează acum, urmează cu, ai spus, cu Lotus Felix, când plecați acolo, sunt ziua meciului, nu? Mai mult ca sigur ziua meciului. Unde joacă Felix? La Sumartie? La Sumartie, înainte de Felix. Da. Este și urmă urmează, vine și Omcuta. Alo? Alo? Bună seara, domnul președinte! Bună seara, domnul! Da. Vă uitați la emisiune? Alo? Vă aud acum. Eu vă aud acum și invitații mei. Domnul președinte, vă uitați la emisiune? M-am uitat în ultimele 20 de minute numai. De 30 numai, așa că n-ai pierdut decât debutul. M-am uitat. Domnul președinte, o întrebare întâi de, legată de, de campionatele județene. De ce ați amânat startul? Spuneți-le! În primul rând la cererea echipelor, o dată, și a doua oară, pentru că terminam în 29 mai și primul meci la baraj era dată de 18. Și a 3 săptămâni e prea mult pentru echipa campionă să se pregătească în 2 locuri până în 25. Da. Și așa, deci, două lucruri rezolvăm. Se pune la terenurile la punct, deci o să fie o organizare mai bună. Toată lumea este mai bine cu această amânare. Da, este un argument. Bun, dacă echipele... Păi așa au durit și echipele, dar... Da, dar ați avut o hotărâre pe care... Păi noi am luat hotărâre. Ați trecut peste ea și ați luat o altă hotărâre. Bun, dacă echipele au cerut, eu nu am nimic împotriva, am vrut numai să știu așa... Și dacă ne urmărești, câți ne urmărești, să știe exact... rațiunea pentru care ați amânat startul. Domnule președinte, n-ați fost sâmbătă la meci, adică ați fost la un meci, dar nu la Satul Mare? Am fost la un meci. Ați fost la meci, așa e? Da. Ați fost și că ați fost delegat de observator la Miercurea Ciuc, care a ratat așa prezența în play-off. Da. Dar eu vă întreb ceva, acum sigur n-ați văzut meciul de la Satul Mare, dar câteva informații cu siguranță aveți. Ce părere aveți de rezultatul, de jocul bun din punctul meu de vedere? Sigur adversarul n-a fost unul de calibru. Ce spuneți? Păi îl felicit pe băieți pentru că în meciurile din acestea sunt meciuri mai grele decât altă soluție decât victorie nu există. Corect. Acestea apată. Eu știam că o să intre mai greu în, până când prinde cursul jocului, dar dacă se înscrie în prima repriză, atunci se știa că cele 3 puncte sunt asigurate. Îl felicităm pe copii, pe conducători, pentru că e foarte greu să încep acum. Fiecare meci va fi cu o importanță mare.
că trebuie să duci retrogradare. Îl felicit pe domnul Sibiu, cu asta trebuia să încep. Mulțumesc. În parte și jucători și antrenorii și pe dumneavoastră, bineînțeles. Aș vrea să vă mai întreb ceva, o chestiune așa mai de coloratură dumneavoastră ca observator de arbitri, fost arbitru, spuneți-mi, cine trebuie să aducă fanionul? Clubul, organizator sau asistentul? Deci, clubul organizator. Trebuie să pună la îndemână, mă rog, la dispoziția... Clubul organizator, pentru că roacul încă nu s-a schimbat. Bun, și dacă n-are fluier, cine dă fluier? Okay. Și la central trebuie să-i asigurăm fluierul? Aici e vorba de asistent. Fluierele nu are... Avem noi nevoie. Ai un accesoriu personal. Ca și o minge, ca și o minge. Deci dacă nu ai minge și nu ai pentru asistent, trebuie să asiguri. Știți de ce v-am întrebat? Scuze că vă întreb, domnule președinte, pentru că era în tribună discuția la un moment dat, chiar și observator și știu câțiva oameni acolo, că de fapt clubul trebuie să asigure. Alții au fost de părere că trebuie să asigure să vină de acasă cu fanionul. Deci trebuie să fie la teren, trei perechi, totdeauna trebuie să fie la teren. Eu o mașină, de exemplu, totdeauna am, eu. Da, dar n-ați fost aici, așa că nu ne-ați putut ajuta. Acolo nu se, nu este, dacă unde sunt eu prezent, acolo nu se poate face ca să nu ai. Eu am la mine totdeauna. Bun, e un aspect care am vrut să le elucidez, tocmai pentru că erau discuțiile împărțite acolo, chiar observatorii. Sau foști fotbaliști sau arbitri erau așa cu un dubiu, nu știau exact ce trebuie să facă, ce atitudine trebuia să ia observatorul sau clubul organizator. Bun, observatorul da. Trebuia să constate numai. Da. Atât? E regulă. Am lămurit chestiunea. Domnule președinte, eu vă mulțumesc pentru intervenție și vă doresc să aveți o seară frumoasă și fotbal de calitate la nivel de județ și să mai avem o echipă în Liga 3. Ce zice, se poate? Eu zic că se poate foarte multe, pentru că vedeți că deja se încărța și jucători care din campionatul nostru, de Tudor Olva Dimirescu, în Chispele, deja joacă și titulare în Liga 3. Mă rog, nu știu ce ați vrut să spuneți cu Tudor la Dimirescu. N-am vrut să zic că Liga 4. Știm noi. A dat denumire. Da. Bine, ne mai și amuzăm, domnule președinte. Mulțumesc încă o dată, o seară bună. Da. Mai sunteți bun, nu? Da, domnule președinte. E adevărat că a fost lipsa, dar am avut fanioane 100% știu. Dar două, nu știu. Două bucăți au fost. Dar au dispărut. Mă rog, voi știți și voi, cu siguranță, am scris, am anunțat, da. A fost o chestiune care... Hilară, așa, da. Dar pe mine m-a pus pe gând. La moment dat spuneau unii că, vai, că nu se va juca, păi nu știu ce, dar mi se părea absurd ca să nu joci pentru că... Nu o să se mai repete nici chestia asta deja. Bun, o să aici spus de mâine, că trebuia să fie la acord, exact. Corect, cum spui, nici medicul nu și aduce targa de acasă, că trebuie să o asigură cu organizator. Nici război nu merge fără pușcă. Și asistentele trebuie să ia. Așa este. Mai a fost. Am să revin la ce, domnilor, nu mă sperați dacă o să stau cu răzbanul, sunt mai mult de vorba. Mai tăcut, sper că timiditate poate cu ai, nu știu, cu fetele, nu te întreb, dar ești singur la satul mare? Da. Ai eu? Deocamdată mai complicat. E mai complicat. Nu de mai asta e viața. Tot timpul e complicat. Mai complicat. Să ne cum așa cum rezolvi fazele în apărare? Simplu. Deposedarea alunecare, dai la primul coleg și... Focul la ei. Focul la ei. Expresia. Bun. Dar ai venit singur, nu? Mama ta este la Tunat, la București. Da. Așa și mai ai și o surioară, da? Da, mai mare. Și e unde? Și e tot la București. Tot la București. Stai la unchiul tău sau? Nu. Stau într-o chirie. Bun, e regulă. Dar îl vizitez frecvent pe Cipri. Pe Cipri, da. E normal a fost. Ți-i minte ca jucător? Nu mai ții minte nici pe el. Foarte puțin. Am fost, cred că, la 2 sau la 3 meciuri. Și atunci a fost rezervă. Da, ai fost, am întrebat, foștii colegi cu care a fost tatăl tău, coleg de echipă națională, de club, sunt, știu că sunt mai mulți care locuiesc și au făcut case acolo
Otopentu, Nare, în zona aceea. În Pipera, da. Majoritatea stau acolo. Te mai întâlnești cu ei? Mai... Da, din când în când ne întâlnim. Tu ai fost și la, ai fost și la, la Hagi, la Academie? Nu, am fost doar în probe o lună. Deci n-ai fost, nu, așa, pentru că, da, da, era capitanul echipei la vremea când era tatăl tău acolo. N-aș vrea să-ți răscolesc amintiri neplăcute, noi toți am rămas cu o impresie bună despre Didi și cred că lucrul ăsta te bucură. Normal. Normal. Eu sper să fie un demn normal așa lui și să ne dai ocazia să scriem de bine de tine și sper să faci treabă bună la Satul Mare. Doamne ajută. Doamne ajută, așa spunem și împreună cu ceilalți colegi încerc să puneți umărul la ceva mai mult decât avem, pentru că da, să recunoaște, Liga 3-a și mai ales când ești acolo undeva sub sol nu pică plăcut. Bine, așa e domnilor antrenori. Puțin, nici da. Acum n-am scăpat de, nu știu, de emoții, puțin, mai, da, cred că nu sunt, cum două echipe ca, da? Da. Da. Acum, cine retrogradează? Așa știu că așa. Nu noi. Nu voi. Asta este, nu noi. E sigur, Gabi. Foarte sigur și foarte încrezător în forțele noastre. Pe ce te bazezi dincolo de afirmația simplă, așa? Pe grup, pe tot ce se întâmplă zilnic în vestiar, la antrenament, la fiecare meci, se vede că creștem de la meci la meci și rezultatele n-au cum să nu apară. Ați muncit bine în cantonament, în pregătire? Cantonamentul ați făcut, nu știu cum ați fost, împărțit 4 zile la St. George, 2 la, nu mai știu pe unde ați fost, la Tășnad. La Tășnad. Da, totul a fost bine, condiții bune de pregătire. Ce ne-a interesat pe noi. Teren la dispoziție. Teren și la St. George ați avut sintetic? Da, teren sintetic mare. Da. Atunci. Cu două antrenamente zilnice. Așa că nu prea au timp de odihnă. Am văzut de lot mai din lotul. Vă mulțumește? Vă satisface așa ca domnul Cic, ce zici? Da, vorbeam ceva că... Ceva plombe mai e, mai sunt necesare. Am vorbit că a fost cam lungă perioada de pregătire. Chiar asta a fost și cauza, că am adus 8-9 jucători, mie nu-mi place să zic în probe, să-i vedem, să testăm și așa au rămas 4-5-5 plus a venit, plus în ultimul moment a venit Răzvan, am cooptat pe Fedorca, a venit și portarul Doni, dar a fost foarte important primele 3 săptămâni că am văzut și pe ceilalți. Am făcut teste, am făcut jocuri amicale, am încercat să închegăm un lot pentru următoarele 13 meciuri, în care, știți cum e, deja au apărut accidentările, o să apară cartonașele. Probleme de sănătate sunt? Sunt minore, dar am zis, de ce să forțăm cu aia, întrebați de Schwarzkopf sau de Erwin, și ei au probleme minore, Mureșan a avut probleme mai mari în toamnă. Am recuperat. Brata, mi se pare, ai mai avut, și, dar mai vechi, eu cred că el ei sunt mai în vârstă, deja apar anumite probleme. Și Gabi are avut ceva probleme. Acum, dacă cade unul, să avem pe altul. Aveți soluții. Da. Eu zic că fiecare, nu oricine poate să joace. Brata, e tot ce-ți spune la vară sau cum? Se încheie contractele? Toată lumea are până la vară. Inclusiv și noi. Toată lumea până la vară. Toată lumea până la vară, inclusiv voi? Da, asta ar fi cea mai mică problemă, deci nu, așa. Pentru că presupun că există, va fi continuitate și va merge mai departe. Ce mai vreau eu să vă întreb? Spuneți-mi, vă rog, pe cine vedeți favorită la din seria asta? Așa, o opinie, o părere? Voi și voi, săptulești, știi mai pe puțin, nu? Echipele din serie? Eu nu știu foarte bine echipele din serie. Nu, așa că nu pot. Gabi, hai că tu îi știi. Sincer, cele două, de pe primul loc și al doilea, ca Oradea și Baia Mare, care poate au un plus față de restul, dar nu e ceva deosebit. Bun, că e acolo la luptă, la promovare. Am câștigat am jucat barajul de promovare cu echipa din Oradea, s-a schimbat atât de mult. Tibi, tu ai fost pe bancă, dacă nu mă înșel, așa e? Când am promovat? La promovare, la Zalău. Nu. No. N-am fost, am fost jos. Mă rog. Dar cu Dejo am jucat atunci barajul
Cu Dejo a fost un... Dacă am fost în trei. În trei, da. S-a schimbat așa de mult echipa asta că se poate... Și acolo s-a... Dorit, sau... S-a mai mărit și acolo bugetul. Au un jucător de Liga 2, Liga 1. Au avut continuitate, au adunat jucătorii și din județ. Dar sunt trei echipe în județul... Bihor, da, sunt trei. Bun, sunt trei echipe. Așa este. Și pe cine vedeți voi care prima șansă? Baia Mare cu Cava au un joc mai constant. Bun. Dar asta depinde și din seria cealaltă, cine vine. Că aici o să termine seria. O să termine seria pe primele două locuri, mai mult ca sigur. Dar după aceea vin jocurile cu cealaltă serie și, apropo de Baia Mare, sunt echipe bune. S-a spus, am și scris ceva, că la Baia Mare sunt vreo trei jucători care au început fotbalul la Satu Mare, nu? Sunt. Donca, nu mai știu celălalt, spunem, Cristian, Paul Cristian. Nu și Bura de Paul acolo, Cristian nu mai este. Bura, nu mai e? Nu mai e. Bura, da, Bura a fost și se spunea că nu-i doriți voi. Poate voi, poate Zoli Ritli nu i-a dorit, nu știu, deci așa, că de fapt i-ar fi dorit să vină la Satu Mare, mă refer la Donca, că și-ar fi dorit să vină la, să întoarcă la Satu Mare, dar... V-ați opus voi sau, mă rog, Zoli? Noi acum, numele lui Zoli nu puteți vorbi, nici nu, nu vreau să... Adevărul că au oferit condiții mai bune financiar, așa am înțeles. Baia Mare, da. Da. Dar, acum, din câte aud, sunt probleme mari și au fost și în toamnă, acum iară sunt probleme. Deci, cum să vă zic eu, ok, bani mulți promis stânga-dreaptă unul echipe, mai ales Baia Mare și nu... Nu plătesc, nici asta nu e chiar ok. Acum am văzut că au și schimbat aproape tot lotul. Dar, apropo, ei n-au zis niciunul, dar mie mai mult îmi place de Sumetul Dej decât Baia Mare și Cala. La puțin nu știu, n-am așa multe informații foarte despre... Foarte spectaculos. Cucolo joacă un... Nu, e Liga 2, să dure, nu, acela Cocean. Da. Dar e Unirea. El e al cealaltă echipă din Unirea, Dej. Sumetul ăsta e un... Am neglijat Dejul. Un patron. Și ăștia ne-au dat 7, nu? Deja? 6 plus 1, da, 7. Ați legat, ai fost în teren? Da. N-am fost în teren. Am fost pe bancă. Scăpat. Critic. Tibi a fost acolo și tu ai fost. Am fost. Nu, no. Și eu am scăpat. Fost. Da, nu, numai... Da, bun, am fost o glumă că ați scăpat de critici. Ne-am văzut meciurile după ce am... Dar înainte de a juca cu ei. Au jucători mai buni, organizare? Au un joc, e legat, închegat, ofensiv. Și jucătorii mi-au plăcut mai mult decât de Baia Mare, de Oradea, sincer, mie. Au început și ei mai greu. Primele trei etape de asta au pierdut contactul. Au, da, au început. 3-4 etape au pierdut. Da, dar după aia au ajuns să pierd contactul cu primele. 7-8 victorii consecutive au avut după aceea. Poate să fie o surpriză ei. Deci, două echipe. Surpriza este Zalău. Bine, noi patron. Da, surpriza negativă. Da. Surpriza negativă, da. Zalău, care nu ajunge. Nu o să ajungă la play-off. Nu. Am văzut, fac ceva calcul în două meciuri, nu poate să... Cinci puncte. Trebuie, cer să piardă ele mai de sus sau aia la altă. Trebuie să batem noi la Lotus. Lotusul mi se pare că e, da. Și nu. E greu. Tibi, vreau să te întreb ceva, o chestiune mai... Așa, aparte. Scurt să-mi răspund. FCSB sau Steaua? Sincer, nu e niciun asta. Deci FCSB-ul e continuarea. Nu chiar atunci a fost 98 când s-a schimbat statutul. Atunci UEFA a introdus regula ca să nu fie departamental. Și, cum să zic eu, ne-am îndepărtat de armată. S-a făcut o societate pe acțiune. Că după aia s-a... Steaua a fost... Nu erai acolo așa în 98? Mai eram. Erai? Păi de-aia vă spun că știu. Da, știi, da, da. Ne-am făcut contracte, nu cu FC Steaua, a fost CSA, 10A sau ce e. Da. Și după aia a mai fost cu domnul Beca, le-a cumpărat Steaua și a fost discuțiile între armată și... Că mi se... De ce? Dar până la urmă, Steaua, din punctul meu de vedere, este Ghencea și Armata. Părerea mea. Bun, chestiunile astea... N-am nicio treabă nici cu domnul Beca, nici cu FCSB-ul, dar pentru mine Ghencea și... Ghencea și Armata. Acolo ai trăit fotbalul așa, la intensitate maximă. Mie mi se pare ciudat, duci că CSA, Steaua, Liga 2, loc în play-off și nu are drept de promovare. Eu nu știu atunci. E o chestiune aberantă. Trebuie să fii prezent într-o competiție. Atunci nu trebuia să lași, să ajungă acolo.
Tu ce faci acolo? Încurci? Faci jocurile altora sau... Da, nu cred că e cazul. Nu, nu spun, nu vreau să-l simuiesc. Dar care este, dacă nu ai o miză, pentru ei nu are miză. Ai ajuns acolo în play-off și... Până la urmă, nu e vorba de miză, e vorba că până la și ei o să ajungă acolo. Bă, vor să demonstreze că au echipă, că au valoare, că merită să fie mai sus, dar stadionul ăla categoric. Dar, totuși, unii păreau, am văzut păreri la emisiunea TV, la un anumit post de televiziune, în care spuneau că, de fapt, nici nu ar fi trebuit să o lase să joace în competiții oficiale. Păi, just, ei speră că se schimbă regulamentul. Că la noi se poate să schimbă regulamentul până atunci. Nu, același problemă e și la cum am făcut noi. Trebuie să schimbe statutul. Același lucru cum am făcut. Pe noi l-au schimbat acolo în vară, din 98-99. Și am continuat. Bine, la alte vremuri a fost, a putut cât mai repede. Da. Acum era Mircea Sandu și mai... Nu, nu mai, nu mai e vorba de alea. Mitică Dragomir, nu mai... Dar nu mai ate, legislația a fost... Poate că erau, nu era atât de rigid, mai sub, mai aveam mai multe suplețe. Da. Bun, era o întrebare, pentru că am și urmărit emisiunea sâmbătă sau când și erau discuții pe tema asta, știi, și... Apropo de dreptul de promovare de Liga a doua, că nu are, deși în CSA Steaua. Mă rog, ai acolo cine e? Fost colegul al tău, nu? Antrenor? Oprița. Nu? E mai tânăr. Cine? Oprița? Da. E mai tânăr? Nu l-ai? După, el era Reșița, încă era, că era junior. Era junior. Avantajul acum. Asta este. Da. Bine, era un subiect pe care... Dar da, CFR Cluj, TV mai mitești? Ți-mi ești să mai mitești? Din păcate, da. Care mi-ai știe, care zic? Da, când am pierdut acasă, 2-1. Dar îmi aminte și ăla de acolo. Da, aia nici nu înghită. Erai? Nu. Ai, tu ai făcut 11 metri, știi? Ai facultat acolo, da. Nu a fost 11 metri. Dar n-a fost. Nu a fost 11 metri. A fost lovitor liber. Dar l-a dat. Lovitor liber a fost. Am ratat, am dat un 11 metri gol și am ratat 11 metri. Olimpia a ratat penalti. Așa, da. Și am ratat 11 metri. Dar tu n-ai comis un fault în meciul acela? Nu a fost 11 metri pentru ei. N-a fost 11 metri, nu știu de ce. Lovitor liber a fost. A avut o lovitor liber și au dat o dată din centrare. Nu s-a uit meciul că... Am fost foarte, a fost foarte, meci. Ai foarte, cel mai dureros meci din punctul meu de vedere. Joacă feste memoria când atunci se mai strângeau 10.000 de spectatori. Păi atunci a fost mai mult de 10.000. Eram în tribună, în spatele porții cu tata. Da. Acolo am primit golul 2. Și când... Aici, da, lovitorul liber. Aici mi-am amintesc că a fost. Mai mult de 10.000 a fost golul. A fost lume mult. Da, da. Păi a fost ori noi, ori. Da, da, da. Și uitați, ca să fie acum un exemplu, ei au urcat unde sunt. Și noi, atunci a fost un coborâș chiar invers, da, în jos. Da, pe tobogană. Vezi ce contează un meci. Levi, tu de când ai renunțat la... Să joci? Să joci? Fotbal, da. Nu știu. Nu știu. De la 30 de ani. Tare mult? Tare mult de atunci. Care a fost ultima ta echipă? Nu știu, Porumbeștiu. M-am dus și la Porumbeștiu să mă joc. Scuze că vorbesc așa. Nu, e mai rău la... Nu, Liga 3, la Arad. La Arad. De acolo... Acu sau la cine, unde erau doamne patron. La Arad. Da? Așa. Ăla a fost un... Voi i-ați prins? Tu l-ai prins? Ei, no, nici ca jucător, nimic, n-ai nicio imagine despre tine. Poate te uiți la meciul... Dar din ziua. Meciul acela cu Glasgow Rangers. Cine a dat golul victoriei? Eram pe litoral. Deci astăzi fiul meu avea vreo 7-8 ani, el mare. Și își amintește și acum golul ăla, nu uitam pe tereasă, cu stângul sus acolo la chietura barelor. E frumoase vremuri. Când o să mai prindem și noi vremuri din asta în Satul Mare, mai avem șanse să prindem la Satul Mare așa, dacă nu cu 10.000, 2-3.000 de spectatori. Nu, că nu mai vine lumea. De ce nu vine lumea la fotbal? Nu știu, asta e greu. Dincolo de spectacolul pe care îl oferim noi, dar aici în Satul Mare, că nu avem acum, poate nu-i tentant să vii cu Porumbeștiu. Nu mai e Porumbeștiu, dar vă rog, și Mleu sau știu eu cine. Dar nu vin la... Este un... În afară de Arad, Giulești, unde mai vine lumea? Un joc în live. Nu prea este meciul în Satul Mare să mergi să vezi pe teren. Să vezi la televizor e altceva. Da. De exemplu, eu la televizor nici nu pot să mă uit la meci. Nu mă tentează. Mai bine mă uit la un meci de județ, să fiu prezent, să văd joc. Să simt acolo. Faza fierbinte. Păi asta e important. Să vii, să susții. Chiar dacă nu, Olimpia nu-i CSM sau... Mă rog acum, fiecare cu cine ține. Acum. Relațiile cu Olimpia X... 1921? Da, cum să zic eu, cu unii suntem ok. Da, nu trebuie să... Dar ei ne critică, dar... Că știu, înțeleg și nu înțeleg. Până sunt mă, anumite chestiuni, animozități, acum eu nu vreau să le dezvolt. Că ei sunt Olimpia, dar
nu cred că acum trebuie să vorbim de acest lucru. Noi îi respectăm, dacă ei o să respecte și noi o să respectăm. Cred că ei ar trebui să ne respecte pe noi, pe foștii jucători care ne-au prezentat. Acolo pe stadion am jucat, ne-au aplaudat sau ne-au înjurat. Ei, na. Ok, respectăm și chiar îi felicit pentru eforturile depuse. Dar, nu e ușor nici ala să faci o echipă, da. Nu e acum cazul să intrăm în discuții. Eu vreau să vă spun un alt lucru de Șepși. Acum 5-6 ani erau Liga 4, am venit patronul Biosegui și a luat echipa de la zero. Și acum au stadion, au spectatori. Deci nu se știe niciodată, în 5-6 ani foarte mult se schimbă. Sau Hagi. În 10 ani a ajuns să... Hagi a făcut, da, el a luat-o de la zero și pe banii lui. Bun, nu pe termen scurt, pe termen lung poți să faci o echipă de Liga 2. Desigur, stadionul săracu... Na. Vorba aia. Săracul, da. Săracul Didiche, că... Da, e... Dar mă doare sufletul când mă duc și mă știu unele goale și griul ăla acolo, cenușiu. Vă place? Prea. Dacă ar fi 18.000 de oameni, n-ar fi probleme. Că nu s-ar vedea griul. N-ar fi probleme dacă ar fi 18.000 de oameni, cum a fost tot timpul. Mai ales pe vremurile respective. Dar acum, gol... Na, ce să zic? Sperăm, sperăm. Sepsi s-a născut practic o surpriză. Acum s-a încercat, chiar l-am vrut să-l întreb pe domnul Netache, cu domnul președinte al AJF-ului, că s-a dus acolo și nu... Da. Și la CSRD s-a făcut stadion? S-a făcut, dar nu, echipa la UTA. Au ratat intrarea în play-off. Și la UTA, uite ce și-mi place UTA, sunt și ca suporteri, ca manifestare, ca... S-a construit ceva. Nu e... Și acolo a fost 2-3 ani când... A dispărut fotbalul, nu era... Nu era, era în Liga 4, au promovat Liga 3. Bravo lor, un exemplu pentru noi de urmat. Ar fi mult timp nu mai avem la dispoziție. Doamne, vreau să vă întreb de doar așa, de echipa națională și de... Ce părere ai? Sperăm să facem o figură frumoasă. Cu noul antrenor și cu noile... Nu știu, sperăm să... Facem mai mult decât până acum? Așa sper. Îmi doresc din tot sufletul. Îl cunoști pe domnul Iordănescu. Dar pe cel senior. Nici pe cel. N-ai avut niciodată? Pentru că, mă rog, acum Didi, fiind cu el, a lucrat cu el mulți ani, nu l-ai cunoscut pe Arghel Iordănescu. N-ai avut ocazia. Gabi, zici că... Cred că orice român și-ar dori o calificare, indiferent, campionat european, mondial, toată lumea așteaptă. Greu de ajuns, da. Greu, dar... Nu e imposibil. Trebuie să crezi. Exact. Trebuie să crezi că poți. Poți acolo. Da. Mai avem rus. Un rus va ajunge, mai joacă, îl mai ia și ce ziceți, ce părere aveți pe rus? Pe convocat. Pe rus? E lista inițială, așa mare. A revenit la joc, a fost accidentat. A fost câteva atunci, a fost accidentat. Mă urmăresc și mai vorbesc cu el. Mult timp a fost accidentat, acum joacă. Câteva 45 etape. Noi sperăm că o să joace. Mie îmi place foarte mult. Și mi-e place foarte mult. Da. Cum joacă. Da. Tibi, voi, tu ai lucrat? Nu l-ai avut aici, așa? Ba da. L-ați avut amândoi? Era junior. Era junior, da. Și eu, păi atunci a fost și echipa a doua. Olimpia 2, de la Olimpia 2. Era domnul Mircea, era antrenor și... Da. Tu ai prins Olimpia 2? Da. Da? Da. Ai jucat și jucat acolo sau... Da, am avut câteva meciuri. Era domnul Mircea. Dar erai la prima echipă, nu? Da. Avea drept să joace și la echipa doua. Da. Și am avut baraj. Nici nu știi pe Edi Iordănescu? Da. Îl știi? Și pe domnul Iordănescu știi. Da, bă, îl știi că mai e acolo. Dar l-ai avut antrenor? Am avut jumătate de an. Da? Atunci știți că în satul mare, eu l-am întâlnit la satul mare. Pe Edi Iordănescu. Da. A făcut ori Mureșu. Zice că soția sa e din satul mare. Da, pe Cloșca știu, m-a rugat să nu spun nimic, l-am întâlnit, eram întâmplător acolo. Da. Unguraică. Da. Ce zic, socul său are un atelier auto, nu vreau să spun mai mult. Așa, da, dar era, a fost foarte discret. Eu zic că e omul bun. Că e minuțios, îi place munca asta de zi de zi. Adică zi de zi, nu de zi de zi, ca la un meci, la o echipă de... Club, unde n-ai... Dar îi place să meargă, să se uite, să se informeze. Și are și răbdarea respectivă. Seamănă foarte mult din acest punct de vedere cu taică sau cu minuții zilate. Da. În urmă, avem 3 minute la dispoziție. Așa, vreau să vă întreb, așa, de unde vreți să spuneți, la ce să ne așteptăm în următoarele meciuri și ce vreți să ne spuneți sau ce vreți să transmiteți celor care ne urmăresc, iubitorilor fotbalului din satul mare,
Ce ziceți, am să termin cu domnul antrenor, să încep cu Gabi acum și să-l lași pe Răzbărăt, tot cu el așa l-am asaltat aici. Păi, în primul rând, noi sperăm să legăm cât mai multe victorii, să scăpăm de zona roșie, cum se spune, și să aducem cât mai mulți suporteri la stadion. În rest, valori cât mai multe. Să urcați în clasament. Exact, asta ne dorim. Tu până la când, cât n-ai contract, cât? Până la vară? Până la vară, toată lumea are până la vară. Nu te-au prins ăștia, nu te-au... N-am reușit. Tu ce-ți propui și ce crezi că vom face cu echipa noastră? Ce vei putea face tu? Păi sperăm să fie doar lucruri bune pe viitor. Și chiar îmi doresc să vină lumea din ce în ce mai... din ce în ce mai multă lume să vină la stadion. Ai avut emoții când ai văzut intrat și ai jucat la locul ăsta? Emoții sunt la fiecare meci. Normal. Sunt emoțiile constructive. Bun, da, așa, că fii acolo de unde a pornit taică tău și ceva așa, unde poate ai vreo urmă chiar de la Bocanciului pe acolo, la care ai rămas. Vă doresc succes, vă doresc la amândoi succes, jocuri frumoase, jocuri reușite. Suntem optimiști pentru viitor. Să sperăm că arată bine, să strângem câte mai multe puncte. Următoarele două meciuri sunt foarte importante și după aceea să vedem cu câte puncte intrăm în play-out. Aici se înjumătățesc? Nu. Se merge cu aceia 10 de puncte, da. Nu la Liga I, campionat Sorso Camila. Mie nu-mi place play-off, play-out. Niciun campionat are din Europa nu se joacă în acest sistem. Este în Elveția, mi se pare, nu mai știu pe unde mai este. Nu știu, da, în Belgia parcă, dar nu știu dacă mai e în Belgia. Austria, am mai auzit. Austria. Dar nu se înjumătățesc. Nu se înjumătățesc. Nu se înjumătățesc. Tibi, tu ce crezi că... la ce să ne așteptăm? Eu sunt general optimist. Tot timpul, gânduri pozitive, alături de conducerea clubului, alături de băieți, alături de colegii mei și alături de iubitorii fotbalului Sătmăian. Nu numai eu sunt, sunt și ei și m-am bucurat foarte mult când la sfârșitul meciului, acum am văzut și pozele, s-a dus băieții și le-au aplaudat și același a fost și înspre afară. Le-au aplaudat și le-am mulțumit spectatorilor. Da, că au ținut cu ei. Merg la sufletul oamenilor și a spectatorilor și de mult nu a fost, n-am avut așa ceva. Da. Ca să ne aplaude și invers aceeași. Nici nu prea am avut, a fost o perioadă grea. Și da, a fost și adevărat. Lumea, adevărat, indiferent de care parte am stat în teren, da, afară în spital, sau în afară spitalului, așa știu eu ce înseamnă. E important și legătura asta. Poate că au simțit și spectatorii că să joace și din suflet băieții, să arate. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră, vă doresc mult succes, aveți o primăvară frumoasă, primăvară reușită din punct de vedere fotbalistic și din viața personală, toate cele bune și frumoase și ne revedem la sfârșit de campionat. Să ne Dumnezeu! Lucruri bune! Acestea fiind zise, stimați telespectatori, ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, ne revedem peste o săptămână.
Thank you.
Lumière,
Thank you.